Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Vladimir Voronin s-a oferit drept garant pentru eliberarea lui Pavel Grigorciuc. Activistul însă rămâne în arest. Igor Dodonu va putea înainta un candidat la funcția de premier cât timp nu există un parlament funcțional, a decis astăzi Curtea Constituțională. Ambuteiajele par să fi pus stăpânire pe capitală în ultimele zile. Muncitorii au frezat asfaltul pe străzile principale și au lăsat gropile baltă. Un bărbat de 30 de ani a fost lovit mortal de un automobil pe bulevardul Dacia din capitală. El a încercat să traverseze strada neregulamentar, susține poliția. Vladimir Voronin s-a oferit drept garant pentru eliberarea activistului care l-a lovit pe democratul Sergiu Sârbu. Astăzi, liderul PCRM a venit la prima ședință de judecată în dosarul conflictului dintre cei doi, ambii foști comuniști, și spune că a fost martor la incident. Instanța a decis totuși că Pavel Grigorciuc rămâne în arest. Eu de mult nu mai tem de nimic. Răspund împreună cu Grigorciuc. Grigorciuc nu era să dumneavoastră în sală, dar Grigorciuc a fost membru Partidului Comuniștilor. Dar el e o persoană cu caracter. Asta este adevărat. Fost președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a venit astăzi la judecătorie și a așteptat ca ședința să înceapă. Acesta spune că a decis să se implice pentru că a fost martor la incidentul dintre Sârbu și Grigorciuc. Voi și nu vedeți ce spectacole face acest Sergiu Sârbu în Parlament? Nu vedeți că el e buricul pământului pentru Partidul Democrat? Că nu numai un Grigorciuc se află în așa condiții. Toată Moldova e în așa, Grigorciuc. Toate pușcările supraîncărcate de oameni nevinovați, absolut. Prorul spune acolo că sutresenie mozgă. Cum poți să aibă o sutresenie mozgă dacă el n-are creier? E interesant asta. Asta e și în glumă și în serios. Nu pentru procurorul concret. El n-are nimic ce este asta. El citește documente care le-au prezentat. Voronin a mai spus că Sârbu ar fi cel care a pornit conflictul. Sârbu l-a înjurat pe Grigorciuc. Sârbu a fost inițiatorul acestui incident. Sârbu. Sunt martori care au văzut și au auzit acest lucru. Eu n-am auzit cuvintele concrete, dar Sârbu l-a înjurat, l-a trimis, nu știu. Și dumneavoastră erați acolo, da? Noi toți eram acolo. În s-a oferit drept garant pentru eliberarea activistului și fosta deputată pe CRM, Elena Botnarenko. Я говорила в своем условии, что рассчитываю на то, что молдавским судом будет принято верное решение с учетом того правонарушения, которое было совершено господином Павлом Григорчуком. К сожалению, этого не произошло. Fiind încătușat și escortat de 5 polițiști, Grigorciuc i-a mulțumit lui Vladimir Voronin pentru susținere. Я очень рад, что Владимир Николаевич является поручителем и считаю, что это жест с его стороны, потому что меня держат абсолютно незаконно, нарушают мои права. Я ожидаю справедливого решения суда, я ожидаю освобождения. Totuși, judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucane a respins solicitarea avocaților de a-l elibera pe Grigorciuc. Apărătorul activistului susține că clientul lui trebuie să fie pedepsit cu amendă și nici de cum pușcărie. Nu a fost infracțiune comisă, a fost un incident. Un incident care cade sub incidența articolului codului de codul contravențional, nici de cum codului penal. Hai să spunem așa, Sergiu Sârbu este un jurist. Este un jurist de meserie, este un jurist care este deputat în Parlament, care adoptă legi, care modifică Constituția. Acum eu, dumnealui, vreau să am o îndresare față de acest jurist, așa numit. Deci dânsul consideră că din partea lui Pavel Grigorciuc este o infracțiune. El consideră că Pavel Grigorciuc a comis o infracțiune care cade sub incidența legii 287 codului penal. Pavel Grigorciuc a fost arestat la sfârșitul lunii martie, iar de atunci se află în izolator. El este acuzat de huliganism și riscă până la 5 ani de închisoare, pentru că l-a lovit peste față pe Sergiu Sârbu după prima ședință a Parlamentului. În apărarea sa, Grigorciuc spune că democratul l-a insultat. Igor Dodonu poate înainta un candidat la funcția de premier pentru că nu există un președinte de parlament, iar legislativul nu este funcțional. Este decizia luată astăzi de Curtea Constituțională. Juristul președintelui ne-a spus că va discuta cu șeful statului pentru a stabili următorii pași, în situația în care nu avem o coaliție formată.
Președintele Republicii Moldova nu poate înainta un candidat la funcția de prim-ministru în lipsa organelor de conducere ale Parlamentului. Imposibilitatea întrunirii Parlamentului din cauza lipsei organului care îl convoacă presupune imposibilitatea președintelui Republicii Moldova de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Așadar, curtea a răspuns cu un nu primei întrebări adresate de Igor Dodon. Șeful statului voia să știe dacă este obligat să înceapă consultările cu fracțiunile parlamentare pentru a înainta un premier, în condițiile în care nu există un speaker, iar toate organele de lucru ale legislativului sunt pe stop. Urmează această hotărâre să o comunicăm și domnul președinte. Cu siguranță, mingea este pe filierul Parlamentului și deja ei trebuie să decidă ce fac cu organizarea internă a sa. Președintele Parlamentului este doar un moderator al ședințelor plenare și în toată lumea este așa. Iar existența sau lipsa acestuia, aflarea în concediu sau pe buletin, nici de cum nu este în măsură să anuleze prevederile exprese ale Constituției, conform cărora guvernul se alege cu votul majorității deputaților aleși. A comentat un deputat de la blocul Acum pe pagina sa de Facebook. Și chiar dacă am avea un speaker, ceea ce înseamnă o candidatură aleasă de majoritatea deputaților, oricum parlamentarii trebuie să se întâlnească din nou în ședință ca să pună în discuție eventualitatea unui nume pentru fotoliul de prim-ministru. Lipsa unei ședințe, care ar trebui convocată de socialistul Eduard Smirnov, înseamnă automat respingerea acelui nume. Legal, președintele poate înainta doi candidați diferiți. Sintagma, cel puțin două solicitări de investitură, conținută de articolul 85 alinea 2 din Constituție, nu presupune în mod obligatoriu desemnarea aceleiași candidaturi. Dumneavoastră cunoașteți care sunt acele două candidaturi despre care vorbea președintele Igor Dodon la funcția de premier? Nu pot să cunosc. În fine, domnul președinte a spus că va face o propunere proprie în cazul în care Parlamentul sau fracțiunile parlamentare nu vor avea o poziție majoritară cu privire la o anumită candidatură. Sunteți dumneavoastră una dintre acele candidaturi? Pentru că se vorbește despre asta. Am avut eu asemenea discuție cu domnul președinte și cu siguranță că nu. V-ați dori fotoliul de premier? Eu nu aspir la asemenea funcții. Pentru agenția rusă TASS, Igor Dodon a spus astăzi că pentru a fi depășită criza politică din țară, trebuie alese organele de conducere ale Parlamentului. Iar dacă asta nu se va întâmpla, alegerile anticipate ar putea avea loc la toamnă. Ultima oară, președintele a menționat că are în mânecă doi candidați pentru șef de guvern. Unul ar fi din rândurile socialiștilor și altul din echipa sa prezidențială. După alegerile din februarie, în Parlament au intrat patru partide, PSRM, PDM, Blocul Acum și Partidul Șor. Au existat câteva tentative de a forma o coaliție între socialiști și PAS pe PDA, dar fără rezultate. Între timp, democrații tac, iar analiștii pun în discuție o alianță tacită PD-PSRM. Dacă nu se ajunge la un compromis, președintele va dizolva Parlamentul după mijlocul lunii iunie, atunci când se împlinesc 3 luni de când a avut loc prima ședință a legislativului. În tot acest timp, nicio lege nu a fost votată. Cu lavoare ruginite și sistem de canalizare defectat, așa arată cantina liceului Ion și Doina Alda Teodorovici din capitală. Cât merge aici, câte o mie de veselă. Toată ziua stăm în aplicate. Tot e greu. Cantina nu a mai fost reparată de 50 de ani, recunosc cei din administrație care au cerut ajutorul primăriei. Aflați mai multe detalii în câteva minute la știri. Creșterea prețului la cartofi este nejustificată și s-ar întâmpla din cauza unor înțelegeri între importatori și comercianți, o spun reprezentanții unui ONG care se ocupă de protecția consumatorilor. Aceștia au făcut verificări după ce au primit plângeri de la cumpărători și au cerut Consiliului Concurenței să intervină. Deja de 7 luni Andrei Grumeza locuiește în Anglia. Astăzi moldoveanul a intrat într-un magazin de unde a cumpărat 1 kilogram de cartofi cu 0,5 lire sterline, echivalentul a 11 lei. Este un pound, 2 kilograme de cartofi, de calitate bună, cred că crește câte pe loc, s-a adus, nu știu, comparație la Republica Moldova, un pound este la 23 de lei, punem 11 lei 50 de bani, în care la noi, cred că prețurile sunt peste măsură. Bărbatul spune că nu-i vine să creadă că în magazinele noastre cartofii costă de 2 ori mai mult. Dureros prețurile care s-au ridicat sau care cresc ca pe drojdie.
și ne bagă prețuri europene, care ele nu sunt europene, ele sunt prețuri de pe Africa. Mai în glumă, mai în serios, Andrei spune că atunci când va trimite următorul colet în Moldova, va pune în pungă și câteva kilograme de cartofi. Revin acasă, mie, familia, și de acum plecăm cu toți. După așa situație. Dezastru, asta e corupție mare. Prețurile au crescut în mod artificial, susține directorul unui ONG care se ocupă de protecția consumatorilor. Mai mult, Sergiu Leli crede că pe piața noastră, de fapt, nu există deficit de cartofi, așa cum spuneau anterior comercianții. Prețurile s-au majorat cu cel puțin de 3 ori, spre deosebire de anul trecut când aveam un preț de până la 10 lei, la ziua de astăzi prețul variază, sau prețul mediu este de 25 de lei. Mai mult ca atât, în adresa asociației parvin foarte multe sesizări, foarte multe apeluri, unde primim chiar și poze, unde cartofii lasă, chiar și calitatea cartofilor lasă de dorit. În urma verificărilor făcute, specialiștii ONG-ului au ajuns la concluzia că exista o înțelegere între importatori și comercianții de a majora prețul la cartofi. Considerăm că acest a fost intenționat, creat artificial la nivel local și cineva are de beneficiat în urma acestor prețuri exorbitante. Vedem, practic, o deviere sau un preț similar la mai mulți operatori, la toți reprezentanții mari supermagazine din capitală, unde prețul deviază cu diferența de un leu, doi. Centrul pentru Protecția Consumatorilor a îndemnat Consiliul Concurenții să se autosesizeze pentru a le cere comercianților să coboare prețul. Reprezentanții Consiliului ne-au spus că vor reveni mai târziu cu un răspuns. Anterior, experții de la ANSA au declarat că în ultimii ani plantațiile de cartofi de la noi s-au redus cu 2000 de hectare și acoperă doar 50% de necesități. Astfel, prețul cartofilor importați au ajuns până la 20 de lei pentru un kilogram, iar al celor crescuți în Moldova aproximativ 22 de lei. Internauții au făcut glume pe seama subiectului. Unii, de exemplu, au stabilit cursul valutar pentru mâine în baza prețurilor la legume, spunând că un euro ar costa 2 cartofi și o ceapă. Ambuteiajele infernale îi pun la încercare pe șoferii din capitală deja de câteva zile. Se întâmplă pentru că a fost frezat asfaltul pe arterele principale, iar conducătorii auto reușesc cu greu să ocolească gropile. Nu avem încotro, răspunde Ruslan Codreanu, care îi îndeamnă pe oameni să se înarmeze cu răbdare. Această porțiune de pe strada Pușkin seamănă mai mult cu un drum pentru curse off-road. Este plină de gropi pe care șoferii sunt nevoiți să le ocolească. Unii cu greu reușesc. Din această cauză se formează coloane întregi de mașini. Aceeași situație este și pe strada Yuri Gagarin. Дороги делают, что не видите? Nu corect deloc. Trebuie să fie seară sau noapte, nu știu. Nu avem altă soluție, răspunde Ruslan Codreanu, care îndeamnă pe șoferi să mai rabde. Sunt conștient că starea drumurilor care este astăzi în oraș, ea nu așteaptă. Deci pe unele porțiuni semafoarele au fost deconectate, astfel încât să fluirizeze traficul. De vină este vremea, se apără șeful de la Exdrupo, care susține că din cauza ploilor, unele gropi au rămas neatinse timp de câteva zile. Totuși acesta nu a putut să ne spună cât au reușit muncitorii să plombeze în 3 săptămâni, cât timp durează lucrările. Noi ne propunem ca să cei ce frizăm timp de noapte să asfaltăm a doua zi. În luna iunie planificăm să încheiem cu plombarea. Și în timp ce străzele capitalei sunt pline de gropi ce așteaptă să fie astupate, autoritățile se laudă că asfaltează pentru prima dată strada Rariștei din sectorul Buiucani la cererea locuitorilor de acolo. Trebuia să îmbrace pungile de picioare. Aici nu a fost niciodată asfalt sau pietriș, era mereu glod. Am intervenit la fiecare solicitare. 10 milioane de lei au fost alocați pentru plombare și asfaltare, ținând cont însă că responsabilii nu știu exact pe câte străzi trebuie turnat asfaltul, multe ar putea rămâne așa cum sunt. Ele multe sunt care au nevoie. Înseamnă doar câteva străzi, dacă ar fi chiar. Nu înseamnă doar câteva, înseamnă tot orașul. Eu n-am spus că toate într-așa mod. Doar pentru strada Rariștei, care are o suprafață de 5.000 de metri și pe care autoritățile promit să o asfalteze până mâine, au fost cheltuiți 1.500.000 de lei. Un bărbat de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină aseară pe bulevardul Dacia din capitală. Poliția spune că el a traversat strada într-un loc interzis, iar șoferul autoturismului nu a reușit să frâneze. Era în jurul orei 22 când s-a produs accidentul.
Alexei povestește că se afla în apropiere și a văzut cum bărbatul de 30 de ani a ieșit de pe un drum adiacent și s-ar fi aruncat în fața mașinii. S-a apropiat imediat și a alertat medicii și poliția. Bărbatul trecea doar pe drumul ăsta și mergea haotic. Și se vedea după dânsul că era în stare de ebrietate. Și după cuvintele mele, cum i-am spus, uite cum trece drumul, deodată s-a auzit lovitura. Da, deci drumul a fost liber. El, deci, de parcă a sărit pe mașină. Martorii spun că șoferul a oprit și a încercat să-l ajute pe bărbatul lovit. Bărbatul a doilea, care tot s-a oprit cu mașina, tot a fost medic. Și primii au făcut primul ajutor la bărbatul. Și când a venit a doua mașină de ambulanță, atunci s-a făcut conflict. În timpul ăsta poate fi bărbat salvat. Cei care au văzut impactul spun că bărbatul de la volanul Toyotei nu avea viteză și se deplasa regulamentar. Eu eram acoleaș și s-a derat când am auzit udarul. Am observat că de-a mâteț ocolesc. Am văzut acolo era la 20-30 metri era încălțămintea lui. Potrivit poliției, șoferul în vârstă de 31 de ani nu era în stare de ebrietate. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de închisoare. Rugină și mizerie, mobilierul zace apă pe jos din cauza sistemului de canalizare ieșit din funcțiune. Așa arată cantina în care elevii de la liceul Ion și Doina Aldea Teodorovici au masa. Directoarea școlii spune că reparație nu s-a făcut acolo de 50 de ani și că din lipsă de bani s-ar putea ca situația să rămână neschimbată. Cantina liceului a fost deschisă încă acum 50 de ani, iar de atunci nu s-a făcut reparație capitală din lipsă de bani. Angajații spun că le vine greu să lucreze. Mașina de spălat vase este veche, iar sistemul de canalizare defectat. Închipuiți-vă că cât merge aici, câte o mie de visele. Toată ziua stăm în aplicate. Tot e greu. Uitați-vă jos. Mai aici tăi cearele negre. Și vedeți în cerul că... În apă. Aceste chiuvete sunt vechi și pline de rugină. Muncitorii spun că nu au mai fost schimbate din anul 1971, atunci când s-a deschis cantina. Acum ele abia se țin și se pot prăbuși în orice moment. Vechi de ani de zile sunt cuptoarele, dar și cazanele, în care zilnic bucătarii pregătesc mâncare pentru elevi. Avem nevoie de rol, iacă de exemplu, tare vechi, plita-i vechi. Ia mai mult timp și faci și energie, poate să iei mai mult. Chelistare vechi, înțelegi? Cei din administrație dau din umeri și spun că bugetul de care dispune instituția este insuficient pentru reparația cantinei, așa că au cerut ajutorul primăriei. Am făcut o evaluare estimativă a reparației capitale și cu aproximație s-a ajuns la un calcul de 2.500.000. Aici e vorba de reparație capitală a pereților, tavanului, podelei, canalizare, rețea electrică, plus tot inventarul din cantină. Potrivit funcționarilor de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, instituția a trecut la autogestiune financiară și nu poate primi ajutor. Totuși, responsabilii au înaintat un demers în acest sens către Consiliul Municipal. Soția respectivă s-a adresat la noi cu un demers pentru a face demers față de Consiliul Municipal Chișinău. Două luni în urmă. Direcția Generală Educație și Sport a investigat cazul la fața locului, a văzut aproximativ care vor fi cheltuielile necesare pentru eșalonarea subiectului respectiv și a făcut demers pentru Consiliul Municipal Chișinău. La ultima rectificare de buget care va avea loc, sper că în luna iunie, vom vedea rezultatele. Peste 1.000 de elevi frecventează liceul Doina și Ion Alda Teodorovici din capitală. Pentru cei mai mulți moldoveni, ziua familiei marcată astăzi înseamnă dor și singurătate. Unii spun că nici nu știu de această sărbătoare, mai ales că cei de la conducere nu i-au dat mare importanță. Чем здоровее семья, тем лучше в обществе. Oficialii s-au limitat la câteva mesaje și poze de familie publicate pe internet. Vedeți mai multe imagini la știri. A plouat astăzi nu doar afară, dar și în troleibuze. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se vede cum într-un vehicul în care sunt pasageri picură apă, iar oamenii nu au unde să se ferească. Troleibuzul este vechi, spun cei de la Regia Transport Electric, dar nu va fi înlocuit, ci reparat.
Aceste imagini au fost surprinse într-o lei Buzău numărul 2 de un internaut, care le-a și postat pe rețelele de socializare. Din ele se vede că pasagerii ar avea nevoie de umbrele în transport, întrucât în interior plouă aproape ca afară. Șeful regiei Transport Electric spune că se întâmplă din cauza caroseriei vechi. Troleibuzul circulă pe străzile Chișinăului de mai bine de 15 ani. Această unitate de transport a fost retrasă din circuit și urmează intervenție la acoperiș. Cum a trecut testarea tehnică acest troleibuz? Bine, vreau să spun că acolo nu sunt găuri sau ceva. Deja, din cauza că durata exploatării conform normativelor a expirat, acoperișul are microfisuri care poate și vizual nu putem să le vedem. Este acoperișul deja reparat în mai multe zone, dar pentru ca să nu mai avem astfel de cazuri, este nevoie să decopertăm tot tavanul și să înlocuim metalul. Primarul interimar Ruslan Codreanu spune că nu a știut despre starea acestui troleibuz. Eu sunt ferm convins că el trebuie scos și el nu poate să creeze, nu poate să plouă în unitatea de transport. Dacă el nu poate fi reparat, el nu trebuie să mai circule. Pune viața în pericol celor care circulă, ținând cont că... Eu imediat am să iau legătura cu directorul întreprinderii și am să-i spun să nu mai circule. Acest caz. Mulțumesc că m-ați informat. Acesta nu este primul troleibuz în care plouă. Pe străzile capitalei circulă mai multe vehicule vechi, cu termenul de exploatare depășit. Acum o lună, de exemplu, aceste imagini au fost surprinse în troleibuzul numărul 1. Заявка есть, мы написали. Написали, что отремонтировали. Да, как? Din cele 314 troleibuze din capitală, 80 sunt vechi de 10 de ani. Democrații și socialiștii vor face alianță de guvernare, crede Vladimir Voronin, iar funcțiile vor fi împărțite în felul următor, cea de președinte al Parlamentului pentru PSRM, iar de premier pentru PD. Astăzi, liderul comunist a mai dat de înțeles că toate plecările lui Gordodon la Moscova sunt inutile. Democrații și socialiștii au votat împreună 484 de legi, 50%. Aceasta nu este coaliție, nu este înțelege. Voronin e sigur că PD și PSRM vor colabora și în continuare și tot între ei vor împărți posturile de conducere. Dacă socialiștii își doresc locul de speaker pentru Zinaida Greceanu, cel de premier ar urma să revină celor din PD, crede liderul comuniștilor. Funcția se revine democraților. El poate să aibă 22 de candidatori. Aceasta poate să fie un variant. Poate să fie și o formalizare, adică de a organiza, de a formaliza o coaliție. Dar nu înțeleg eu și principii și cum. Iar despre vizitele lui Igor Dodon la Moscova, fostul președinte a spus că le consideră fără folos. Întrevederi cu Putin, dar nu mai sunt și cred că eu sper informațiile care eu le dețin din surse foarte serioase din... De acolo, de sus, din Moscova, nu o să fie. Pentru că el a văzut că asta e pustoi barabat, dobă. Deci ce înseamnă dobă la muzică? Trebuie și deșarte ca să facă șum mare. Șef de stat în perioada 2001-2009, Vladimir Voronin a ocupat ulterior fotolul de deputat în Parlament până la începutul acestui an, când partidul pe care îl conduce nu a mai acces în legislativ în urma scrutinului din februarie. Aplicația WhatsApp a fost vizată de un atac cibernetic. Mai exact, hackerii au apelat numeroși utilizatori și, indiferent dacă aceștia răspundeau sau nu, pe telefoanele lor erau instalate anumite programe. Prin intermediul acestora, dispozitivul victimei putea fi urmărit. În urma incidentelor, WhatsApp a lansat o actualizare a aplicației și a îndemnat pe utilizatori să instaleze update-urile de securitate. Totodată, într-un comunicat, cei de la WhatsApp susțin că atacul are amprenta unei companii cunoscute, fără a da un nume. Presa străină scrie că toate indiciile duc spre o firmă din Israel. În țara în care aproape fiecare familie are cel puțin un membru plecat peste hotare, ziua familiei înseamnă mai mult dor și singurătate. Așa se face că mulți nu știu de această sărbătoare, iar în acest an nici cei de la conducere nu i-au dat mare importanță. S-au limitat la câteva mesaje și poze de familie publicate pe internet. Pe această bătrână am întâlnit-o în stradă cu mâna întinsă. Spune că nu are motiv de sărbătoare, așa cum la cei 85 de ani a rămas singură. Fiica este plecată la muncă în Italia, iar acum se află în stare gravă într-un spital. Ca să vedeți, arătați chiar acolo și-am strâns, iectele și-am strâns. 2-3 lei. Da, uitați-vă ce-am strâns, iectele, să-i știți. Azi am fost cu rechiul,
asta e 30 de lei kilogram curiechiul, 18 lei cartofile. Dar de carne de-am numai zucnică, eu nu pot să mănânc carne cu pensia asta. Se duce dorul copiilor și nepoților și această femeie. Copiii mei trăiesc în Israel. Părinții pleacă dimineața la muncă și așteaptă să vină seara să-și pupi copiii. În timp de câteva ori ți-i dor de copii, dar dacă nu-i vezi de mai mult... Și pentru că pe chipul multor moldoveni se citește tristețea, acest tânăr spune că a încercat să le facă trecătorilor ziua mai frumoasă și a luat chitara și a ieșit în stradă. Foarte, bravo! Sunt însă și din cei care de ziua familiei sunt fericiți, întrucât casa le este plină de oameni dragi. Ce zdravă simie, ce plăcut și vopște. Cum sărbătoriți ziua familiei? Cum sărbătorim? Am gătit fasole, am făcut salată cu curiei, cu ruhlă, cu mărari, cu pântrânjel și am băut un păhruz de vin și am venit la piață. Familia sau singură? Am un prieten și am sărbătorit cu prietenul. O moșneguță. Sărbătorit împreună. Foarte bine. Marcată de obicei cu ceremonii, în acest an ziua familiei a trecut parcă neobservată. Politicienii s-au limitat la mesaje pe rețelele de socializare. Litera PAS, Maia Sandu, a mers la un centru unde a vorbit despre violența în familie. E nevoie de educarea tuturor femeilor ca să cunoască care sunt posibilitățile de ajutor, ca să cunoască unde trebuie să se adreseze atunci când se confruntă cu asemenea problemă. Iar Andrei Năstase a postat o fotografie în care apare alături de soție și copii, spunând că știe ce înseamnă dorul de cei dragi, întrucât familia sa locuiește în Germania. Democratul Sergiu Sârbu a publicat și el o poză cu soția și fiica sa, iar formațiunea din care face parte a menționat tot pe Facebook că până acum PD-ul a venit cu măsuri pentru a sprijini familiile. În 2019, anul familiei declarată de Igor Dodon, președinția nu a organizat niciun eveniment. Șeful statului a postat doar un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook. Ziua Internațională a Familiei a fost instituită în 1993, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. În Republica Moldova a fost marcată pentru prima dată în 2008. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.